Da, șef. Sănătate, Doamne ajută. Ia ține tachii și mie aici să filmezi Georgiana. Filmează-o pe patru acolo. Nu-i luată pe ea. Ia el, dă-i pe acolo. Nu neapărat pe patroana. Se mai bem și noi un par de tot. Suntem aici la Severin, prieteni. Suntem la Severin, la Piața Mare. Asta e Piața Mare din Severin. Bă, ne-am luat de expresorul de cafea de acasă. Georgiana, aici sunt cu butelie Iosca. Ele butelie Iosca. El are melodia aia, șmecherii de la Drobeta. Oh, cu panagotar, cu de-astea, papioare. Care are alta? Băi, Leone, de unde ai luat pata la mea? Bunicule, am câștigat la casino un joc. Brava! Unde? Și ce am câștigat? La care casino? Am câștigat în GTA, mă, în jocul meu. Am câștigat un Rolls Royce. Rolls Royce? Da. Nu te mai las un joc. Dă-mi mie și gata. Nu. Ba da. Auzi, am găsit... Bunicule, nu că ăsta este... Da, da, am găsit, am cumpărat un joc GTA 8, ai auzit de el? Am jucat cu mașină. Bunicule, urmează să se lansează GTA 6. Dacă o fi la mine, ce de a fost, de fie de eu, de a fost. Leu, da, Leu. Uite la pulă, Leu, Leu. I-am făcut pe toți. Leu, copilul, ce vreau? Leu, copilul. Te întreabă Leu, copilul, ce faci? El e speriat. Noi stăm aici cu vezi ce? Ia dă-i camera pe ăla, dă-i camera pe ăla. Leu, copilul, nu mă stai cum ne poți. Așa, urăși. Deci copilul ăla, minche Leu de la Strehaia. Serios. Da, 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 mică, da, mică. Ăla, minche, ăla e. Leu de la Strehaia, vină cu ace Leu. Nu, 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 ăla, ăsta e, ăsta e, nu, ăsta e mai gras. A, ăla, ăla e nepotul lui Anca, aici, ăla e. Și ăsta e Leo de la Strehaia, mic, uite, îl vezi? Arată cine e? Ăla e nepotul lui Anca de la Strehaia. Aha, da. Ăsta e Iosca, butir Iosca. Da. Oacă, ce mai oacă? Un prieten, că ți-i prinzea la mers. Ai înțeles? Da, o ce cărăm acum? Ia ca Georgiana, ia-i poza amândoi, Georgiana, ia-i. Trăiască familia și copii, te-ai zis, bă, toată familia. Am fost pe aici cu mamă ta în cameră. Da? Da, mami. Unde? Uite pe mama. O cunoști? Mă, cunoști familia. Ia-ne, mai cunoști. O, să mâna ta nu știu ca așa. Ai, ai, ai. Ce zice mai interesant aici? Da, am zis dacă știi și eu vreo familie. Auzi, găină, eu am zis, dacă știi tu vreo foată să o angajăm și noi. Indiferență între mâncare și mâncărime, nu, fii drăguță! Eu, uite, mi-a fost zis de nou, ce nu știu. Pe de-a mea a plecat toate zbicherile, toți. Dar Dumnezeu să-ți ajute la familie. Am fost prieteni, am fost la cheful, la alea, împreună. Și cu unul pasăre de pradă. În fine, nu trebuie să vorbim mușine cu toate. Cu unul pasăre de pradă. Dar unul e la Timișoara acum, nu știu, prieten, dar ce ai făcut? E unul de la Strehaia. S-a însurat la Timișoara și ăla. A luat o româncă care îl cheamă Ion. Da, să-mi știe, pare, nu, că știe, dar nu te caliți. Ai chiar cum te-ai
Să trăiască familia și copiii tăi, te pup, te iubesc. Sănătate, Doamne ajută. Auzi, mă duc ca să ne auzim. Eu să fii cu minte și să ne trăiască familia ta. Nu mai ne la 112, da? La 112. Lasă-i dracu de un, hai sănătate. Leo, te pup de toată familia, le pup și eu. Ce zici, bă? Salutare! Ce faci? M-am retras aici la umbră, beau un pahar de suc rece. Să-ți fie de bine. Doresc tot. Ce să mă duc foarte bine. Gata, ia sticlele, ursule. Telefonul meu. Sau portarul. Cum s-a dus patrona? Auzi? Nu știu. Trebuia ăla să le lași aici până venea cu mașina. De ce să le cari cu mâna până acolo? Unde vine cu mașina? Păi nu, pe aici trebuie să iasă. Nu știu pe unde trebuie să iasă. Ba, pe aici. Pe acolo ieșim. Hai, strânge în plasă, gata, gata. Păi, uite, patroana a plecat în plasă. Las-o pe patroana. Le lăsăm aici, acolo. Ce bine că m-a lăsat patrona asta, de-abia așteptam. Nu, că scrumez în el, mă. De ba. Hai, ia. Dar ce tare cum l-a luat. E bune, hai, ia plasă. Ia paharul. Ce? O cola. Ce cred? Hai, iată, iată. Păi nu, nu, nu poate să-ți dea. Dă un pahar. Dă-i și lui jumătate de pahar, lasă și mie jumătate. De la cola n-ai voie că te îmbolnăvești la inimă. Bună! Bună! Hai, te lasă! Hai, sănătate, gata! Băi, Leule, așa-l! Leul o pe el! Au un suflet ăsta, nu Leul! Hai! Parcarea! Ce de coșul tău, uite acum! Am văzut florile, mamă! Femeia care a fost cu mine în pușcărie are flori, are cireșe care vreau să pui și tu cireșe la nepot. Lasă brăjeala, cine care vreau? O, oh, ca o soleu, hai o de leu. Haideți încoace după mine, copii. Vreau să iau și eu niște ciorap de aici, da. Ce îți fac? Iau ciorap din piață, nu. Bă, ce faci așa, mă, Leule? Bă, dar eu că m-au tizat tu grătar. Stai cu minte cu tine. Bă, dar unde sunt pungile? Hai, șatra, hai. Leonardo. Băi, Leule, e tirou, măi. E tirou, Leu, ăsta e tirou. David. Leonardo. Ah, mai avem mulți în șatră. Dacă te lasă șatra singură și rămâi singură, patroană. Repede, nu pot să merg așa de departe. Păi ai stat o perioadă lungă numai în apartament și acum ai luat-o. Nu, am stat în spital, Georgiana, dacă țin. Lasă, lasă că... N-am stat în apartament. Asta e brăjeala ta și a lui patroana. Ai stat în apartament. Ai stat o lună. Am stat în apartament. Ce, care e problema dacă am stat? N-ai făcut mișcare. Aia să stau unde? Atenție. Vin,
Georgiana. Deci, prieteni, vreau să-i fac cadoul ursului lui Georgiana și la nepoței. Uitați grătarul ăsta. Vai, uite grătărașul ăsta. Avei ursul bun. Foarte fain. E chiar frumos ăsta pentru voi. Vă mulțumim foarte dacă mult. Auzi, noi l-avem pe ăla mai mare. Dar vezi, mamă, ce cer de la Dumnezeu, că Dumnezeu a spus că vaca domnul la copii, că le-am văzut în pădure, că a pus să-l o pierd. Dar nu te-ai gândit tu să-i dai, nu mai spune că s-audă plouă. Păi ai înțeles? De ce ai luat două? Luat doamna care ți-a trimis banii. Băgă aici, băgă coșul. Îi mulțumim, Dana. Mulțumim, doamna, că ne-ai dat banii ca să luăm două grătare. Uite, i-am dat unul ursul și lui Georgiana. Și la copii, la nepoței, pentru că n-aveau grătar. Aveai grătar, mă, unde să frici? Ai găsit o piatră și ai băgat-o și tu sub grătar. Hai, găsi, Leonardo. Deci gata, prieteni, revenim mai târziu. Oprește-l, Georgiana. Sănătate, prieteni, să vă dea Dumnezeu sănătate și să mâncați paștele liniștit. Beau și o țuică care mi-a dat-o patroana, care au adus-o nepoții mei, copiii lui Tarzan. Păi iau pastile în gât, mă, ăsta-i țuica dacă te doare în gât. Dar pastile de gât, prieteni, care ne-a adus-o Marco, ăla mic, o alucină, nepotul, băiatul Lucină, lui finul meu. Să fie, să și copiii aia alalți, am uitat cum îi cheamă. Marco, David și Andrei. David și... cum îl cheamă? Andrei al mare. Andrei, vă pup, prieteni. Vă pup, copii. Să mai veniți pe la mine, să-mi aduceți țuică, da? Spuneți-i lui Marco ăla micu să mai mi-aduc o chirdă țuică. Vă pup, prieten. Stai să nu închis. Sănătate, prieten. Beau și eu țuica asta. Mamă, ce bun, mămăliga cu draga vei. Băi, papi. E nemaipomenit. Da, domnule. Ține aici pe mine. Vorbea patroana, să o filmezi și pe ea. Lasă-o pe patroana acum. Patroana nu e vlogul ei. Dar eu vreau să fac un TikTok, dar nu... Draga vei, prieten, draga vei. De ce bune, draga vei? Mănânc și niște oase astea fumate. M-a văzut pe mine asta, ai, draga vei, mi l-a băgat tot. S-a terminat șmecheria, nu? Atâta s-a putut. Draga vei, vită, fiartă, ciorbă. Salată de roșii. Salată de roșii și țuică. Stai să-mi vă arăt, prieten, cum se mănâncă dragaveiul. E, știi ce e dragavei? Știi ce e dragavei, prieten? Ștebie. Topul de pe lume, exact cum pune pe scobar. Dar știți ceva? Nu e bună. Nu e bun. Topul de pe lume. Da. Ia vedeți și voi. Dragavei, dacă aveți, vă recomand să faceți și voi. Ștebie. E bestială, prieten. Și o stingem cu o țuică de asta de prune, de 40 de grade. Aoleu, patroană. Tare. Acum mamă. Dă-i la patroană, să vezi pe ea. E tare, mamă, țuica. Tare? Da, beui și eu. Doamne, s-a vărsat țuica pe pâine. Eu n-am voie să mănânc, beau vin, bere, țuică, da. Îmi post. Așa spunea bunicii noștri. Bere, ai voie? Am voie bere. Îți iau o bere. Lasă-mă! Nu mai gata. Beurăm țuică, nu mai bem bere. Mâine bem bere. Câte o halbă. Câte una sau câte două? Mamă, prieten, ce-i dragaveiul cu mămăliguță. Foarte bun. Păi, papi. Dar n-a venit Alin să mănâncă cază. Dragaveiul vă recomand, prieten. Ia de mai aproape, papi. Vă recomand, dragaveiul, prieten, vedeți și voi ce e. Eu nu mănânc mămăliga. Dar bună pentru tine la diabet. Pâinea nu e bună, mămăliga ia, e bună. Ia stai să vă arăt că mănânc mămăliga cu dragavei și cu pâine. Bă, nu mai veni nici Mihaela, nici Dima să mănâncă. Și oasele astea, topul de pe lume. Mm.
A căzut toată cărnița de pe ele. Ia uite, papi, topul de pe lume. Mă. Titan Ice, prieten. Gata, prieten, vă pupăm. Și ne vedem mâine, să vedem ce mai mâncăm. Gata, papi. Salutare, prieteni, ia uitați unde suntem. Nu se mai deschide ușa la mine. Păi unde duci, tache? Suntem cu patronul, acum are altă cheie. Am rămas pe afară, dragi prieteni. Aia e ușa. Am rămas pe afară. Asta, această ușă e greu de desfăcut. Hai, mă, papi, dă-i, împinge tare. Vrei să o spargem? Păi, dar noi nici să o spargem nu putem. Nu putem. Pe bune nu putem nici să o spargem. Zi, pe din aia, cum intră aici. Mă, cheia era la mine. Ia, vezi, mai e altă cheie? Păi de unde să mai am alta, că nu e? Poate fi altă cheie, domnul Leon. E imposibil să fie altă cheie. Problem, prieteni, mare. Nu. Altă cheie nu mai e. Nu vrea să deschidă deloc. Înseamnă că asta nu-i cheia ei. Păi cum nu-i cheia ei? Că cu aia am închis-o, eu am închis-o. Dar nu merge nici în față, nici în spate. Păi eu am închis. Doar să învârte. E blocată, ia vezi. Uite, aici nu vrea. Aici e. Sam, acolo. Și nici în față nu vrea. Păi e blocată. Ia să încerc eu, ia ține asta pe mine. Eu am încercat. Ia uitați, prieteni, încerc acum și eu cu cheia. Eu nici nu văd unde fac cheia. Parcă să fii deschis la mine. Să-i stam, deschide-te! Mamă, Doamne! Mare stres cu această ușă. Bă, cum putem? Nici iarna nu putem să dăm jos. Mai e greu la ușa asta. Mamă, unde e? Trebuie să o chem pe Luci să vină băiatul să o deschidă. Da, trebuie să o chem. Și de unde am 500.000 să-i dau? Bine. O spar, frate! Nu pot să o spar, numai să o tai cu flex. Trebuie să... Cum să o tai cu flex? O și bine. Vine băiatul ăla și o deschide. Hm? N-ai cum. Trebuie să-l chem. Ce? Trebuie să-l chem că nu vrea. Uite, și nu mai am cum să intru în cameră. Uite, dar dau aici degeaba cu cheia și după aia facem mamă. Mamă, nici capul meu nu mai am. Nu mai nici baptie. Deci nu ia. Hai să o întrebăm pe patrona, ce facem? Poate știe ea de altă cheie. Păi nu mai ia dacă știe altă cheie, că așa n-am ce să facem. Uite, nu învârte. Patroală! Hai că nu mai merge. Nu mai ia dacă știe. Nu are rost să rupem cheia. Da. O să facem alte nebunică. Haide după patroa. Mai bine chemăm băiatul ăla să desfacă, care a pus. Care a pus butucine. Nu. Patronă, de unde? Ai altă cheie? Am. Ia. Nu-i cheie. Ai cheie de aici? Ia să vezi. Mai grijă. Să vedem de unde are patrona cheie. Are de la ușile roate. Ar fi tare. Băi, Richineaua, ce face, mă, Richineaua mică, mă? Hai, mă, Bela, mă. Ce faci, Bela? Bela, te duc la Dana. Uite, Dana, dacă vrei câinele ăsta pe Beluța, să o dau. Da. Ce? Ia. Păi dau să aibă grijă de el, câinele, de patroană. Ție, numai ție nu-ți pare rău de câini. Patrona, ia unde sunt cheile? Nu sunt în casă. Unde? Uite în casă, să spui prune. Păi că n-am loc să intru. Prune, unde spune? Spune cuchele astea. Unde spune? Cuchele astea, am dat banii pe ele. Ha. Pune-le acolo. Iar e papi, că n-avem loc în casă unde să le punem, că nu mai avem cheia. Nu cheia. Nu s-a deschis, le iau. Pune-le pe dulap acolo. Le pun și pe dulap. Le punem pe sală acolo. Patrona, da. Hai ca să mergem, unde? Lasă-mă, țirai. Păi dai să luăm cheia. O să șterg pe aici. Băi, patron, n-am unde să stau. Hai că gata, n-am cablu de la telefon, n-am nimic.
Stai să vin și eu, papi, să nu cad. Uitați, astea sunt pomii care fac fructe, prieteni. Ăsta e dud, vedeți? Dud țigănesc. Sau dudu țigănesc e dudu indian. Ce? Le pun aici pe masă. Le pui acolo? Păi da. Hai mai să mai deschidem ușa. Mai încercăm, mă rog. Hai să mai încercăm, dar... Nu avem ce. Patrona nu vrea să ne dea cheile. Merge? Mă... Mamă, nu mai intrăm în seara asta în cameră. N-am unde să dorm decât la Anca acolo. Cred că acolo dorm. Pe bune, papi, că n-am unde să dorm. Cred că la Anca dorm seara asta. Aoleu, prieteni, mai revenim mai târziu, prieteni, să vedem ce se întâmplă cu ușa, prieteni. Stai să vedem că vine patroa. Patroa? Da. Ce facem? De unde luăm cheile? Trebuie să luăm cheile. De unde o luăm? Păi mai e ok? Da. Cheia asta mai e puțin, dacă mai facem 5-6 o să rupe. Băi, frate. Și dacă o rupe mănușe, e bine. Lasă-o dacă o rupe. Am impresia că e blocată iala. Clanța. Nu, clanța asta de sus nu. E zăvorul. Nu de sus, aia în interior. Zăvorul. Ce are acolo? Mai multe chei? Ce mai avut aia? Ce are, mă, 5 chei? Păi n-ai avut cheia acolo. Bă, da, dar nu mai s-a blocat. Unde, ușă? A, da, acolo. Și cum vă cheia atunci? Mă, câte chei mai ai acolo? Sunt multe. Păi alea sunt toate de la ușa asta, patrona? Da. Sau ai universale? Da, da, mă. Da, că ne-a lăsat. Ce crezi? N-am cablu, n-am nimic, patrona. Ce crezi că ne soapă ăsta cu ceapă? Păi, patrona, n-am cablu, n-am nimic. Păi, la noi trebuie să avem pe altcineva, nu pe tati. Că tati o ține Anca din spus. Da, tache, nu e nora noastră, e a lui Anca. Da. Lasă, că ne luăm noi altă, patrona. Da, vină cu a David. Cine ți-a adus mâncare? Anca. Da. Anca, să le le țin. S-a adus d-astea. Ia de coace să le bată camera. Ardei umpluți cu orez și cartofi. Cine le-a trimis? Nu, nu mănâncă leu de la Anca. Mănânc, patroană, mănânc. Te rog frumos. Mănânc, patroană, ba da. I-a fi pus ferme. Ba, mănânc, lasă că le mănânc. Că a mâncat un primul, eu primul am mâncat. Dacă a mâncat el primul, patroană, mănânc și eu. Și dacă i-a fi pus ferme. Nu, Anca nu e fată ca să facă d-astea. Anca nu face așa, că n-are nicio... Așa e, patroana, Anca nu e ca tine. N-are dus mă. Patroana, tu umbli cu șmecherii? David mi-a zis, du-te de asta, nu Leo și lui Papa. Mă, să iau un puțin să-l desfac. Da, mincior. Eu nu mint. Am mâncat eu primul, Hai, bravo. Bravo, David, mulțumesc. Păi, lasă aici să mănânc. Lasă-le acolo să mănânc. Da, vino cu a, tu ai mâncat? Da, am mâncat. Serios? David ține cu Anca. Nu țin cu Anca, da. Am zis că am mâncat eu. Ăsta-i nepoțelul meu, al cu minte, mâncai aici botul lui. Și butelioși ca e nepoțelul meu, da, mă? Da. Unde te duci? Du-te, ajută-l pe taică tu. M-a dus să-l filmez, că mi-a zis să-l... Hai, du-te. Unde ai putut patroana? Ce face prieten cu ușa? A rămas blocată ușa, vreo bați afară. Aoleu, a rămas afară, prieteni. Hai, papi, haide, papi, ce faci? Acum vede. Hai, să dea Dumnezeu să deschidem acum, prieteni. Haide, să dea Dumnezeu să meargă. Merge. Nu, bre. Păi vezi, acolo e blocată, aia e iala.
Ăsta. Ia la butucu. Butucu, ăla căzut mai în jos sau mai în sus? Păi nu știu, dar e băiatul ăla cu ce să facem? Uite, butuc. Deci, prieten, trebuie să închid telefonul ca să vină băiatul să deschidă butucul. Să deschidă butucul ăsta, prieten. Da? Deci, papi, noi nu putem să facem. Nu. O să deschizi butucul cu șurubelnița, cu ceva? Pot, nu pot, nu vreau să stric pe ce. Nu vreau să stric. Ce fac? Nu merge patroa. Ce? Nu merge, trebuie ce? Să... S-a înblocat butucul. Nu vrea să îți deschidă. Și nici în față, nici în spate. Nici. Numai pe genunchi o trebuie. Au fi o blocheie pe... Nu, nu ce... Du-te pe geam, hai să ție pe geamul ăla de foc. Eu nu pot să sapă. A, păi dacă se deschide... Unde e geamul de foc? E dincolo. Ia, unde? Uite aici. Pune-l pe David. Ia să vedem unde e. Păi dacă pe dinăuntru, doar pe dinăuntru îl deschide. David, ia vină cu asta să-ți pe geam. Ia, David, oprește, vino să intri pe geam. Hai repede. Unde e patronă pe acolo? Pe cine l-am cuiat? Cine? Hai. A, merge, merge. Hai. Vino, David, că merge. Ba, merge, merge. Vino tu atunci, atache, vino. Ia, vino tu repede, că intri. Hai, papi, vino cu aici, că intru eu. Intru eu, adă scaunul, adă scaunul. Nu pot. Adă scaunul. Pintea, vino cu a, vino cu a, pintea. Hai, hai, ducure, vino cu a. A, ori de-a, ori de. Hai că pintea poate, uite-l. O, prietenul meu, pintea. Bine ai revenit, mamă, mie dai motorita aia. A adus Dumnezeu pe Pintea, hai duc cu prieteni. E băiatul Olga de la Caraura. El ne ajută acum. Să încheie, să le deschizi și nouă ușa pe dinăuntru. Ia-ți, ia scaunul. Ia scaunul ăla. Papi, dă-i scaunul ăsta. Poți, mă? Vezi că pe dinăuntru poți să deschizi. E, n-a făcut tu lucii astea pe mijloc să se spargă asta. Bravo, Pintea. Hai, vezi că e Pintea acum acolo, gata, hai. Are cheie. Păi nu are cheie, nu trebuie cheie pe dinăuntru. Vino că nu trebuie. Pintea. Vezi că are un țâmburuș de ăla. Nu merge. Bă, vezi că e ăla care se deschide, știi? Îți trebuie cheie, Pintea. Mă, unde mă las? Păi, Pintea, e deschisă? Da, e deschisă. Ia trage de ea tare, tu ce-a pinge, îmi pinge. Tu ai cheie în ușă și am dat și mie nu, nu e cheie. Ba da, uite aia, a făcut poc, hai. Uite mă că a făcut poc. Era cheia. Bravo, ușa. Nu era cheia, că are, ia uite-te cum e acolo. Ba da, ăștia așa i-a de stau ăsta. Bă, e, vezi? Nu s-a făcut pe dinăuntru. Dar are un țâmburuș de la înăuntru. Nu mai desfăce dacă nu vine Pintea. Dacă nu venea Pintea, hai tu cu... Patronul, dar de unde știu că geamul e deschis? Păi eu știam, n-am putere. Mulțumim, domnul Pintea, mulțumim. Pintea, da. Nu vrei să fii și Pintea de la Caraula? Nu. No. Ia cheia, Leo. Păi mai multe chei sunt acum. Le dau astea la patroana, să le pun la voi. Nu mai închid. De acum încolo, cheia e pe strașină, prietenul aia pe masă. Lasă cheile acolo. Aici e la patron, ce faci patron acolo? Să pun fructe aici. A, îmi pui fructe acolo, îmi pui fiere. Ce e aia acolo? Păi ce fructe ai luat patrona? Vedeți săraca, prieteni. Mama mi-a luat și mie fructe, dacă banane, mere, portocale, ce-a luat. Fructe, nu știi nimica. Vrei și patrona, trebuie să-mi găsești o nevastă neapărat. Nu ai grijă de tine.
Păi nu mi-ai nevastă să aibă grijă de mine. N-ai grijă de tine. A? Să mă ierte Dumnezeu, trebuie să fac și eu pastile. Iau pastilele, să fac insulina acum. Păi, dacă ai grijă de tine... Bine, nu... mulțumesc Dumnezeu că au deschis ușa, prieteni. Dar vedeți, pe dinăuntru are țâmburușul ăsta. Ia vedeți, uite. Ia să vedem cum se închide. Poate rămâne miara acolo. Oh, gata, merge. Gata, patroană, mi-ajunge câte fructe ai pus, patroană. Ia și ție, patroană. Ia și ție fungă. Păi dacă vrei fructe, vii și de aici. Nu? Dar n-a venit nimeni să facă și mie. O, prună, prieteni. Ia vedeți ce mi-a... Ce prună mi-a luat patroana. Ia vedeți. Ia să vedem. Vedeți ce baie mi-a făcut patroana. Încă nu e terminată, dar... O să fie. Asta e dușul, prieteni. Acolo e boilerul. Da? Lasă că închidem, patroană. Ai plecat, patroană? Da. Uitați ce prună mănânc, prieteni. Gata, prieteni. Astea de spălat pe mână. Ce? A, bravo. Astea de spălat, prieteni. Am luat de spălat, le pun aici, adică ăsta e derul, dar nu știu cum să dau drumul la mașină. O să mă învețe tac. Gata, prieteni. Unde te duci, patroana? Mă pun în pat. Te pui în pat? Da. Haide, somn ușor, patroană. Gata, mă pun în pat.